Președintele Consiliului Județean este de părere că noul scandal nu face altceva decât să strice și mai mult reputația unității sanitare. Cosmin Popescu spune că după ce Comisia de Anchetă își va termina treaba, se vor aplica sancțiunile necesare. Chiar în dimineața aceasta a dat o decizie, o comisie care să analizeze tot ce s-a petrecut în seara zilei de sâmbătă, o listă de dialog atât a cadrului medical, pentru că dacă explicau mai în pendelete aparținătorii pacientului, cred că nu se ajungea la acea discuție, dar cu siguranță conducerea spitalului, care are obligația de a asigura un management bun pentru pacient, și asta va da toate detaliile după ce această comisie își va analiza tot ce s-a întâmplat în seara zilei de sâmbătă. Chiar în dimineața aceasta am discutat și comisia va analiza, va sta de vorbă cu cadre medicale, cu toți și implica cu șeful de secție, cu cei de la pază, da, să vedem exact ce a condus la acel dialog care, din păcate, din nou o pată, pot să spun, pentru Spitalul Județean de Urgență. În 2017, Spitalul Județean de Urgențe din Târgu Jiu a bifat mai multe scandaluri provocate de pacienții nemulțumiți. Probleme au fost pe aproape toate secțiile, însă de departe cele mai mediatizate au fost cele de pe secția ginecologie, unde au ajuns chiar și medicii să se plângă de condițiile jalnice după ce mămicile au acuzat mai multe nereguli. De curând, jurnalistul Narcis Daju a dezvăluit cum pacienții erau jegmăniți în unitatea medicală pentru a beneficia de un examen RMN, aparatura fiind a unei societăți private, care a avut privilegiul de a primi spațiu în unitatea de la Târgu Jiu.